Hai, salutare națiune și bine ai venit la un nou clip și de data aceasta, așa cum sugerează și titlul, facem din nou comparativul pe partea de cameră între Huawei P30 Pro și OnePlus 7 Pro. Refacem acest comparativ, făcut prima dată detaliat în urmă cu 2 săptămâni, pentru că cele două telefoane au primit update-uri de soft nou și ambele lucrează mult la partea de cameră. Acest clip introductiv este filmat cu OnePlus 7 Pro în 4K la 30 de frame pe secundă. Vorbim despre două update-uri majore, Oxygen OS 9.5.7 pe OnePlus 7 Pro și versiunea 161 pe Huawei P30 Pro. Am făcut poze, am făcut clipuri, exact ca și în primul comparativ, ca să vedeți exact care înregistrează mai bine, care captează mai bine scenariul, care este mai fidel în redarea culorilor și a ceea ce percep eu cu ochii mei în momentul în care realizez aceste capturi. Drept urmare, concluzia mea și după acest al doilea comparativ este neschimbată față de primul. Adică există niște îmbunătățiri, dar foarte mici, foarte insesizabile din punctul meu de vedere pe Huawei P30 Pro. Și din nou am exact aceleași remarci de făcut din punct de vedere al randării culorilor, al contrastului, al balansului de alb, chiar și al detaliilor. Și pentru a face acest comparativ și mai interesant, de data aceasta am ales să includ în el și poze capturate cu OnePlus 7 Pro și Gcam sau Google Camera, așa cum îl știți cu toți. Tocmai pentru a avea o informație cât mai completă și de asemenea pentru a avea un termen de comparație cât mai mare cu putință. Deci, pozele sunt realizate cu OnePlus 7 Pro cu camera stock, cu Gcam și cu Huawei P30 Pro în modul auto, absolut toate pozele realizate, și precizez că pe Huawei P30 Pro a rămas activat în permanență Master AI, lucru pe care OnePlus 7 Pro nu îl are, adică niște chipuri dedicate special pentru partea de procesare a imaginii, de recunoaștere a scenelor și așa mai departe. Drept urmare, vă las din nou, trageți voi concluzia și ne vedem data viitoare într-un alt clip. Până atunci, ca întotdeauna, toate cele bune!
Hai, salutare națiune! Asta este un scurt test video cu Huawei P30 Pro și OnePlus 7 Pro în 4K la 30 de frame-uri pe secundă. După update-urile minune de soft, respectiv Oxygen OS 9.5.7 pe OnePlus 7 Pro și 1.6.1 pe Huawei P30 Pro. Hai să testăm stabilizarea de imagine. Dar și calitatea audio, bineînțeles, care ne interesează foarte mult. Pare mi se cel puțin pe viewfinder în timp real, în timp ce înregistrez aceste clipuri cu ambele telefonuri, mi se pare că pe P30 Pro pare cel puțin stabilă imaginea, pe când pe OnePlus 7 Pro ea joacă. Dar așa cum am convins și rândul trecut, stabilizarea de imagine este absolut excepțională. Drept este, nici nu sunt dotat cu vreo sculă din aia de montat telefoanele pe ea, ca să am o priză cât mai bună. Clipurile sunt filmate din mână. Și cam astea sunt rezultatele. Și ăsta este un test realizat în 1080p la 30 de frame-uri pe secundă cu cele două telefoane, respectiv Huawei P30 Pro și OnePlus 7 Pro. Testăm din nou calitatea imaginii, stabilizarea de imagine și, bineînțeles, redarea fidelă a scenei capturate. Din nou, repet, clipurile sunt filmate din mână. Nu folosesc niciun fel de stabilizator de imagine, niciun fel de gimbal și e destul de greu să ții cele două telefoane în mână corect, să mergi, să vorbești și să înregistrezi în același timp un video, pentru că sunt două telefoane destul de mari ca și dimensiuni. Bun, astea sunt rezultatele. Și asta după update-urile de soft aferente, repet, 1.6.1 pe Huawei P30 Pro, 9.5.7 pe partea de OnePlus 7 Pro.
Hai, salutare națiune! Ăsta este un scurt test video cu Huawei P30 Pro și OnePlus 7 Pro în 4K la 30 de frame-uri pe secundă. După update-urile minune de soft, respectiv Oxygen OS 9.5.7 pe OnePlus 7 Pro și 1.6.1 pe Huawei P30 Pro. Hai să testăm stabilizarea de imagine. Dar și calitatea audio, bineînțeles, care ne interesează foarte mult. Pare mi se cel puțin pe viewfinder în timp real, în timp ce înregistrez aceste clipuri, cu ambele telefonuri, mi se pare că pe P30 Pro pare cel puțin stabilă imaginea, pe când pe OnePlus 7 Pro ea joacă. Dar așa cum am convins și rândul trecut, stabilizarea de imagine este absolut excepțională. Drept este, nici nu sunt dotat cu vreo sculă din aia de montat telefoanele pe ea, ca să am o priză cât mai bună. Clipurile sunt filmate din mână. Și cam astea sunt rezultatele. Și ăsta este un test realizat în 1080p la 30 de frame-uri pe secundă cu cele două telefoane, respectiv Huawei P30 Pro și OnePlus 7 Pro. Testăm din nou calitatea imaginii, stabilizarea de imagine și, bineînțeles, redarea fidelă a scenei capturate. Din nou, repet, clipurile sunt filmate din mână. Nu folosesc niciun fel de stabilizator de imagine, niciun fel de gimbal și e destul de greu să ții cele două telefoane în mână corect, să mergi, să vorbești și să înregistrezi în același timp un video, pentru că sunt două telefoane destul de mari ca și dimensiuni. Bun, astea sunt rezultatele. Și asta după update-urile de soft aferente, repet, 1.6.1 pe Huawei P30 Pro, 9.5.7 pe partea de OnePlus 7 Pro.